În tutorialul trecut rămăsesem la logarea în sistem, deci cu e-mail și password pentru membrii staffului din administrarea site-ului. Am văzut că ne logăm, dar am dat de o problemă foarte interesantă, și anume că nu ne puteam deloga ca să putem face diferite teste. Așadar, haideți să, în primul rând, să implementăm butonul de delogare. Odată logați, să putem să ne delogăm. Vedem aici în partea dreaptă, avem șablonul index.html, ca să nu mai pierdem timpul, eu deja l-am modificat în vederea blade, deci în parțialul navbar blade. Deci acesta este butonul unde apare acolo butonul care lista, meniul, practic meniul din bara de sus, în care apare settings, activity log și logout, butonul acesta de logout. Da? Deci noi va trebui, în vederea noastră blade, să modificăm în așa fel încât butonul de logout să facă delogare. Și ce am făcut? Deci, în primul rând, am înconjurat acest UL, acest meniu, practic acest UL este meniul, l-am înconjurat cu o directivă OS și am pus garda staff și endos aici, deci am înconjurat-o. Haideți să măresc. Să vedem cum se face. Deci view single column, așa. Deci ca să vedem mai clar view, deci nav, acesta este indexul HTML, ați văzut ce? Deci eu vederea noastră blade care se află, bineînțeles, în admin partials, deci nav barul, practic top barul de sus, că nu avem decât acesta în partea de sus, și acesta este meniul. Deci l-am înconjurat cu directiva OS și cu garda staff, da, pe care am creat-o. După aceea am creat un span cu text white și am zis OS guard staff username. Deci exact aceea sintaxă ca cu funcțiile de autentificare ale Laravelului, cu excepția faptului că am pus și staff ca să obțin numele curent. Iar apoi am mers pe șablonul HTML al lor, settings așa, și ajungem la butonul de logout, care e un link. E, față de linkul din de aici, acum îl vedeți, deci trebuie să-i scot href-ul să nu mai aibă, deci să nu se mai comporte ca un link acest tag A. Da? Deci am scos frumos href-ul, după aceea am zis on click event prevent default document get element by id logout form și submit logout. Deci practic execut acest formular care are directiva CSRF, da, și ruta logout staff, metod post și stilul display none, ca să nu îmi creeze nicio problemă. Deci acesta nu este afișat, dar se execută. Deci faptul că display none spune doar că nu este afișat, dar el există, ca tagul respectiv form există și el va fi executat, dar în partea grafică nu influențează cu nimic. Și deci a rămas doar să construiesc ruta logout staff pe care am construit-o aici. Deci trebuie, ca să aibă acces la logout, trebuie să facă parte din grupul cu middleware OS staff. Deci trebuie să fie autentificat ca staff. Și deci am adăugat această rută, ruta post logout, bineînțeles cu prefixul acesta, de tip post, os controller logout, am făcut și numele logout staff pentru această rută. Deci am creat ruta respectivă a formularului și am implementat funcția. Și funcția foarte simplă, os guard staff logout, deci execută funcția logout a fațadei de autentificare, dau și un alert success, ați fost delogat din sistem per sistem true false, și return redirect route home. Deci mă întoarce pe pagina de home a site-ului. Acum, ce trebuie să mai avem în vedere ca să ne meargă alertele noastre? Trebuie, bineînțeles, deci cum avem aici template-ul, da, pentru administrare, să nu uitați să scrieți acesta, include suite alert alert, ca să poată fi folosit în toate paginile care extind template-ul, și
De aceea îl băgăm un template. Deci ca să putem folosi trebuie să includem suite alert alert. Da, ca să ne poată afișa respectivele funcții. Și acum haideți să testăm logarea și delogarea din partea de administrare. Da? Deci probabil că ar trebui să-i pun un href egal cu asta, pentru că avem oricum cu hashtag, un hashtag să fie ceva și pentru că am un click event prevent default. Haideți să vedem. Salvăm. Da, introduc datele frumos de, că oricum le autocompletează, login, logare cu succes, close, ok, manager și acum vedeți că am... am pointer pe buton ca să fie clar, să ok. Deci m-am delogat, haideți să vedem dacă pot să mă loghez simultan ca utilizator, să zicem login ca utilizator. Deci ăsta văd că chiar nu mi-a mai reținut, deci trebuie să intru în baza de date, iau copii. Aici văd că am mers, să nu-mi dau seama care-i treaba, autocomplete. Of, I have to an example, asta are password, deci am luat adresa unui utilizator din baza de date și toți au parola password. M-am logat, logare cu succes, haideți să-l salvez, acesta își poate vedea și setările din cont, să schimbe parola, etc. Deci ce am făcut în prima parte. Și haideți să mergem acum aici într-un alt tab. Și să vedem dacă pot să mă loghez pe administrare. Are într-o fereastră incognito. Da, și acum bag adresa emag.test. Mă duc pe adresa staff login. Da, și aici am bag nu acesta, ci manager. Da. Logare cu succes, ok. Deci m-am logat în fereastra incognito pe partea de autentificare, iar ca user m-am logat în partea cealaltă. Și deci pot să mă deloghez de aici, logout. M-am delogat în fereastra incognito ca membru al staff-ului. Iar în această parte sunt logat ca utilizator, da, și mă pot, bineînțeles, deloga, să vedem unde e și butonul de logout, e aici sus, logout, și m-a delogat și din această parte. Deci e clar că nu pot să mă loghez în aceeași sesiune pe același browser și ca utilizator și ca membru al staff-ului, sunt două logări în două tabele diferite, dar ați văzut că într-o fereastră incognito pot să mă loghez, să mă deloghez. Deci urmează să verificăm care este treaba cu middleware-ul guest și să vedem, ați văzut că ne redirecționa spre niște, spre anumite pagini. Și haideți să vedem tot în acest tutorial ce este și cu middleware-ul guest. Deci avem în fișierul kernel PHP, care se află în app.http, deci îl vedem aici, este kernel PHP, da? Și aici sunt înregistrate toate middleware-urile, așa cum am văzut și în tutoriale din prima serie, îl avem pe guest, e făcut de OS și e implementat în această clasă, da? Deci cu alt click mergem în această clasă, redirect if authenticated PHP, și vedem că avem aici funcția respectivă a acestui middleware și vedem că iterează prin toate gărzile, folosește request, un closure next și acest operator, am uitat cum se numește, e în PHP 8, deci care transformă într-o matrice guardurile astea, deci ce trei puncte guards și aici verifică dacă empty din guards. Așa va fi o matrice, nu? Dacă nu, lasă $guards. Dar și acum iterează prin fiecare gardă și ne redirecționează în acel Route Service Provider, care este practic View Dashboard, acesta dashboard pe care noi deocamdată îl lăsăm să existe, nu ne interesează.
Aici chiar o să și modificăm pentru că rămâne și vom modifica noi această funcție, vom adăuga următorul cod. Da, l-am adăugat eu repede să nu mai stau să-l scriu, deci verificăm dacă os de guard staff, deci pe specific pe garda noastră se verifică, deci este deja autentificat pe guarda staff, alert info sunteți autentificat pe site și return redirect route control panel. Deci ne duce așa, să nu uităm să importăm clasa, deci ne-a importat-o aici sus, da, cu vedem unde e aici suite alertul nostru. Ok, deci ne autentifică pe site. Ok. Și acum haideți să verificăm că funcționează și restul, bineînțeles, for each guard os, dar deja dacă este staff, ne-a reîntors. Deci nu mai ajunge aici decât dacă nu este staff. Dacă este staff, for each nu mai are ce să lucreze decât pentru guarde. Fapt, ar trebui să facem nu pentru aici, că într-adevăr, dacă nu este staff, dacă nu este guard, va fi web, dar va fi și staff și poate să mă redirecționeze tot timpul. Deci haideți să mai punem încă o comandă din aceasta, Ctrl-C, Ctrl-V și aici vom pune web, care este al noastră, deci nu mai mergem cu for each, cu nu știu ce, le verificăm noi mai bine, deci for, deci if os guard web, așa, sunteți autentificat pe site și aici, bineînțeles, nu în route control panel, ci în route home, ne va redirecționa. Ok, și return next, dacă nu e cazul. Haideți să vedem, deci le-am modificat puțin lor așa, deci hai să dau un Ctrl Z, nu de alta, dar să comentez asta lor, să știm și aici cod Breeze, scriem codul Breeze, ca să știm să revenim dacă e, o greșim rău și aici să nu uit să fac iarăși Home. Și haideți să verificăm această acest middleware guest. Deci vreau să-l verific în primul rând pe partea de administrare, deci mă loghez. Ok, logare cu succes. Și acum să zicem ca fiind aici, să zicem că vreau să accesez login-ul. Fiind deja loginificat, deja îmi spune sunteți autentificat pe site cu asta. Haideți să verificăm ce se întâmplă și pe partea de să mă deloghez. În primul rând ca să nu mai stau să deschid ferestre incognito, am fost delogat. Mă loghez aici ca utilizator. La logare cu succes și acum să vedem dacă vreau să mă duc pe login. Parcă era link-ul. Login și sunteți autentificat pe site. Deci îmi funcționează foarte bine și pe o rută și pe alta. Haideți să vedem că deși sunt logat pe partea de frontend, nu pot să intru pe un control panel, să zicem. Deci staff QPanel și aici îmi spune că sunt autentificat pe site. Din ce cauză? Îmi spune, vedeți că ar trebui să mai iau, dar lăsați că e bine și așa, pentru că el mă duce în control panel, iar control panel mă trimite să mă loghez, dar la logare mă vede că sunt logat. Și atunci îmi zice că sunt autentificat. Dar e clar că nu-mi permite accesul în control panel. Dacă sunt conectat, mă rog, asta că am pus greșit, dar staff, control panel... Da, și sunteți autentificat pe site. Din ce cauză? Pentru că ar trebui să fac puțin mai complex middleware-ul de autentificare pe anumita gardă, pe garda asta, ca să nu mă loghez. Hai să vedem acum ce se întâmplă dacă mă deloghez de aici și să zicem ați fost delogat și să zicem acum că vreau să intru în staff control panel
Și aici îmi zice mesajul corect, acces interzis. Și mă trimite să mă loghez, dar fiind vorba de user, mă trimite aici. Dar dacă mă trimite să mă loghez aici. Dar eu dacă intru în staff panel, dar trebuie să verific să mă trimită la logarea în control panel, dar mai bine să mă trimit aici totuși, pentru că utilizatorii să nu știe, să nu afle că adresa concretă de logare este staff login, la care pot să intru și asta. Mai bine să nu știe să nu logheze, deci trebuie să o bage doar manual și asta. Acum încă o chestiune cu acest, haideți că toți suntem aici, să verificăm de câte ori putem băga e-mail-ul greșit. Să zic, deci încerc să mă instalez, dar în primul rând să vă mai arăt o chestie. Deci ca să meargă formularul, să meargă alertele și pe formularul de login, va trebui să introducem acest suite alert. Eu ce am mai făcut? Aici am mai adăugat în rândul nostru Justified Content Center, deci în deasupra formularului, am mai adăugat aici înainte de card, aici un următorul cod, if errors any, deci dacă am vreo eroare, sunt funcțiile la Laravelul ăsta, deci if $error să am acces oricând la ea și dacă am vreo eroare, afișez alert danger și pentru fiecare eroare pun mesajul de eroare, da? Ok, error all și error. Deci dacă am eroare, deci îl afișez atât prin suite alert, dar și dacă îmi scapă ceva din suite alert-ul meu, să fiu sigur că captez erorile într-o notificare către utilizator. Și haideți să vedem. Deci încerc să mă loghez. Date de logare invalide, ok. Și vedeți că mi-apare aici și mesajul pe care l-am pus. Zis, credentials do not match our records. Da? Îl mai încerc o dată. Login. Date de logare. Am un număr limitat, mi-apare. Din nou același mesaj. Mai încerc. Am lăsat 3 încercări să-i dea voie. Da? Login. Date de logare. Așa, iarăși același mesaj. Deci exact cum le-am făcut noi în login, staff login request acela. Și acum, având 3, asta e a 4, ar trebui să îmi blocheze accesul. Da, și îmi spune logare suspendată temporar. Trebuie să așteptați un număr de 1 minut pentru a încerca o nouă logare. Ok. Vedeți că aici îmi dă rezultatul mai corect, 17 secunde. Nu e nicio problemă, dai cam puțin un minut. Am studiat eu documentația și haideți să vă arăt cum să facem un loc de un minut, care e valoarea implicită, haideți să o facem 5 minute. Deci această durată, am intrat în login staff request-ul de care am discutat atât de mult data trecută și aici rate limiter hit throttle key mai acceptă încă un parametru care implicit este 60, vedeți că și îmi spune decay second 60, deci înseamnă un minut. Și atunci eu nu vreau să fie un minut, vreau să fie, să zicem, 5. 60 înmulțit cu 5 înseamnă 300. Deci las, după 3 încercări nereușite, trebuie să aștepte 5 minute. Puteți să puneți cât vreți. Asta aici, e-mail, mesajul poate să fie altul, dacă vrem, noi îl lăsăm deocamdată așa, 3 încercări, deci totul e ok, am făcut bine. Haideți să verificăm cu 5 minute că merge. Salvăm. Așa, haideți să vedem că au trecut cele 17 secunde cu siguranță, să mai încercăm din nou. Login. Invalid 1. 2. 3. Și acum a patra. Deci logare suspendată temporar. Trebuie să așteptați un număr de 5 minute pentru a încerca o nouă logare și aici mi arată în secunde 287 de secunde. Cu alte cuvinte, deci ne-am îndeplinit scopul, acum ne putem loga, am modificat și middleware-ul guest să fie pe placul nostru cum ne trebuie. E o mică scăpare acolo, faptul
cu redirecționarea, de fapt cu mesajul de alertă. Redirecționarea e bună, dar ne pune un mesaj, dar e nesemnificativ și n-are rost să o mai complicăm. Deci avem două gărzi atâta și mergem pe astea două, nu ne mai complicăm. Vedem că am limitat numărul și numărul de minute la care se pot face încercări de administrare. Cum v-am arătat și pe Laravel, documentația e destul de largă pentru rate limiter, puteți să faceți foarte mult scenarii. Am văzut așa la suprafață cum putem să personalizăm aceste limitări. Dacă aveți un proiect personalizat cu cerințe pe domeniul ăsta, știți cum se face și puteți să adânciți subiectul.